Dacia Zimbru, când fotbalul este distrus. Un meci ușor câștigat e un meci jucat, dar un meci ușor pierdut sigur e un meci vândut. Și am văzut cum Zimbru Chișinău a trântit un meci în fața orgoliului nemăsurat al unei persoane de partea de fotbal. Astfel a titrat presa sportivă din Moldova după partida Dacia Zimbru, scor 1-0 din etapa 32-a Diviziei Naționale la fotbal. Atunat și a fulgerat după derbiul din etapa 32-a Diviziei Naționale la fotbal dintre Dacia și Zimbru, scor 1-0. Spectatorii care au umplut tribunele au avut parte nu de un derby, ci de un antijoc. Rușine, rușine, rușine! Dacia Zimbru, când fotbalul este distrus, au scris după meci jurnaliștii de la jurnalsportiv.md, în timp ce presa sportivă.com a dedicat două catrene derbiului capitalei. Un meci ușor câștigat e un meci jucat, dar un meci ușor pierdut sigur e un meci vândut. Și un nenaș și doi cu metri au privit astăzi un meci cu 11 metri în minutul 70, au notat jurnaliștii. Am văzut cum cea mai iubită echipă de la noi, Zimbru Chișinău, a trântit un meci în fața orgoliului nemăsurat al unei persoane de parte de fotbal, a scris pe pagina sa personală și jurnalistul Ivan Gonciaruc. Derby de rahat între Zimbru și Dacia, putoarea fotbalului moldovenesc, a titrat Divizia Națională.com. Dacă o echipă procedează în mod de rahat timp de 10 ani, Șerif a cumpărat meciuri și a făcut scheme cu echipe gen FC Tiraspol, nu înseamnă că e corect ca o altă echipă ca Dacia să-și obțină primul titlu în același stil, au mai scris cei de la Divizia Națională.com. Meciul Dacia-Zimbru, scor 1-0, nu este singur suspectat de presă ca unul aranjat. Partidele Daciei cu Olimpia, Sfântul Gheorghe și CF Găgăuzia, dar și meciurile Șerifului cu echipele din stânga Nistrului au fost suspectate de jurnaliști. Lupta în Italia continuă. AC Milan și-a păstrat distanța de 3 puncte față de Napoli, după ce a învins cu 2-1 Fiorentina românului Mutu în deplasare în ultimul meci din etapa 32-a din Serie A. AC Milan a rămas lider în Italia după ce a câștigat derbiul cu Fiorentina, scor 1-2. Rossoneri au început tare partida și au deschis scorul deja în minutul 8 prin Seydorf. Patu a majorat diferența în minutul 41. Boateng pas și gol! Alessandro Pato udvaiva rezultat. Fără românul Mutu suspendat, gazdele au răspuns doar prin golul de onoare a lui Vargas în minutul 80. Снова Монталиво получает мяч под поворотом, опасный момент, ещё удар. Гол! La sfârșitul meciului, Ibrahimović de la AC Milan a fost eliminat pentru două galbene. Este al doilea cartonaș roșu văzut de suedez în ultimele două meciuri jucate în Serie A. AC Milan este lider în Italia cu 68 puncte. Napoli ocupă locul 2 cu 3 puncte mai puțin, iar Internaționale se clasează pe treapta a treia podiumului cu 63 de puncte. Sportivii din Rusia și România au făcut ravagii la campionatul european de gimnastică de la Berlin, Germania. Rusia cu 8 medalii și România cu 6 medalii s-au clasat pe locul 1 și respectiv 2 în clasamentul general. No, gimnast уже внимательно со скок стоять. Молодец. Rusia, liderul clasamentului general, a obținut 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Dementieva a adus Rusiei 2 medalii de aur, Nabieva una de argint, iar Belakabilskaya una de bronz. La masculin, Plujnikov a câștigat medalia de aur, Balan din argintul, iar Galațuțkov 2 medalii de bronz. România a câștigat 6 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint și una de bronz. Izbaș a adus României 2 medalii de aur, Chelaru una de argint, iar Racea una de bronz. La masculin, Coții a câștigat medalia de aur și pe cea de argint. Очень быстро крутится и практически при такой скорости вращения не сильно заметно. Вот, посмотрите, три винта и вдоскок. Pe locul 3 în clasamentul general pe medalii s-a clasat Germania cu 2 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. În timp ce numele mari din industria auto se străduiesc din greu să construiască o mașină electrică viabilă, americanul George Fotin a făcut una la el în garaj.
cotezată Zicard. Jucăria cântărește 136 kg, este pentru o singură persoană și poate atinge viteza maximă de 80 km pe oră. Mașina se deplasează cu ajutorul unui motor electric de 72 V alimentat de 6 acumulatori plumb-acid care pot fi încărcate în priză, caz în care e nevoie de 3 ore pentru a face un plin. Automobilul duce lipsa de airbag-uri și de orice alte mecanisme care asigură protecția șoferului. Așa ceva vezi odată la 20 de ani. Un gol senzațional a uimit toți fanii fotbalului într-un meci jucat în Liga Secundă din Paraguay. Quiñones Wilson de la Sport Columbia a reușit să înscrie în poarta celor de la Cerro Porteño, cel mai frumos gol marcat de un portar.